Cei doi elevi de clasa a 8-a de la școala Coresi din Târgoviște au luat două bolduri și i-au înțepat pe toți cei care au trecut pe hol în recreație. Situația a fost reclamată la conducerea școlii. Inițial s-a crezut că este vorba despre un singur elev înțepat, apoi s-a ajuns la un număr de 23. Părinții au fost anunțați de urgență, iar elevii au ajuns la secția de boli infecțioasă. Copiii s-au speriat, la fel și familiile lor. Copiii de la școala 5-a înțepat, sau cred că doi copii de fapt, au înțepat mai mulți colegi, copii din aceeași școală. V-ați speriat când ați primit? Sigur, impactul a fost foarte mare și pentru mine și pentru ceilalți părinți care s-au alertat, s-au panicat. Care părinte nu s-ar speria la câte boli sunt în țară? Ați venit într-un suflet toți la școală să vezi ce s-a întâmplat? Da, și am fost anunțați imediat de doamna directoare și ea și a dus lânsafă până am ajuns la... Adică se împingeau, se loveau din joacă, mai treceam cu vederea, dar totuși sunt boli cu transmitere pe care nu... Medicul școlar ar fi trebuit să fie prezent aici, nu directoarea școlii să-i... Deci medicul școlar, care lipsește. Să sperăm că nu s-a întâmplat nimic. A fost doar înțepătură, dar... Acest copil are probleme cu capul, clar! Deci clar! Deci... Este mult pentru fetița? Da, bineînțeles! În primul rând că nu am știut și mi-a fost frică să nu fie vreun ac de seringă, ceva infectat. Plus că mama lui a venit la școală și a cerut iertare. Nu ne încălzesc cu nimic scuzele dumneaei, deci doamnei directoare i s-a făcut rău, celelalte doamne directoare de asemenea a sunat la DSP, cei de la DSP au sunat aici, aici nu vreau să ne analize, că nu trebuia să venim aici, adică, deci și profesorul de serviciu era pe culoar. La spital a ajuns și o echipă a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, care a luat probele biologice ale elevilor. Acestea vor fi analizate pentru a se elimina riscul infectării cu virusul HIV. Părinții au cerut însă teste și pentru virusul hepatitei B și C, pentru a se asigura că totul este în regulă cu copiilor. Pe acestea, din urmă, vor trebui să le plătească din propriile buzunare. O să le recoltăm sânge pentru testarea HIV. Există acest risc? Există acest risc, dar este foarte mic acest risc. Asta s-a întâmplat, iar acest virus apare în analize după 6 luni, este sigur. Deci noi o să facem o testare acum, ca să-i liniștim. O să vorbesc cu copiii, să le spun cum se transmite acest virus și mai vedem. Ne recoltăm sânge, îi testăm. Cei doi elevi care și-au înțepat colegii cu bolduri, dar și părinții lor, au fost audiați de poliție. Se pare că sunt cunoscuți conducerii unității de învățământ ca elev problemă, având deja notele scăzute la purtare. Da, chiar nu contează. Nu contează că 30 de copii au fost. Există lege. Conducerea unității de învățământ susține că un astfel de incident nu putea fi prevăzut. Părinții elevilor înțepați de cei doi cer ca băieții să nu mai pună piciorul în școală și să fie mutați la altă unitate de învățământ. Aceasta este și măsura pe care conducerea școlii Coresi urmărește să o aplice. Sunt elevi care, de-a lungul timpului, au creat probleme. Sunt elevi care, în fiecare semestru, au avut nota scăzută la purtare. Probabil că următoarea măsură care va fi luată va fi mutarea lor disciplinară. Rezultatele analizelor vor fi gata mâine. Potrivit medicilor, riscul ca elevii să fi fost infectați cu boli transmisibile este redus. Dar abia când vor primi rezultatele, părinții vor putea răsufla ușurați. Atât Inspectoratul Școlar Dâmbovița, cât și polițiștii cercetează cazul. Se pare că un incident asemănător s-ar fi petrecut tot la școala Coresi din Târgoviște, în urmă cu aproape 8 ani. Atunci niciun elev nu a fost infectat, în urma înțepăturilor cu boli. Dude.